luna iulie, ce-i drept nu ne-am văzut de mult. Să vă prezentăm pe doamna secretar, Irimia. Este noul secretar al nostru, începând de la 8 iulie. Sunt consiliere PSD, consiliere SR. Poate la început o să mai îngreșesc. Ne-am așezat pe tabere, așa, aici, da. Așa. Da, și-au fost în gală. Treceți la noi. Așa, ca o glumiță. Vă urăm bine ați venit în colectivul nostru. Vom lucra bine, cel puțin din perioada în care suntem împreună cu doamna. Avem un volum destul de mare de lucru și să sperăm că vom recupera toate documentele care trebuiesc făcute într-un timp destul de scurt. Începem. Întâi de toate, sper că ziua comunei ați fost mulțumiți de felul în care au decurs lucrurile. Toți agenții și toți oamenii care au ajuns la noi în comună au fost plăcut impresionați de ospitalitatea noastră a mănăstirilor și la forțele de ordine chiar au fost încântați că nu am avut niciun eveniment. Asta a fost un lucru extraordinar de bine. Așadar, îi dăm drumul la treabă. Așa. Primim convocarea Consiliului Local. Nu, aici. Eu eram cu procesul verbal, mă iertat, am văzut o dispoziție prin care se aprobă. Conform codului administrativ, în prima ședință se supune la că se prezintă, da. Am văzut că aveți și înregistrări, bănuiesc că cetățenii și la voastră sunteți ființați la timp. Și acum se pune la vot proiectul de... Sigur. Da. Sigur. Procesul verbal de ședință și proiectul de hotărâre. Dispoziția de convocare. Da, bună ziua. Atunci se pune la vot procesul verbal din 30 mai 2022. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Așa. Primarul Comunei Mănăstirea Cașină a județul Bacău, inginer Adriana Ienache, având în vedere prevederile articolului 133 aliniatul 2 litera A și articolul 134 aliniatul 3 litera B, aliniatul 5 din OUG numărul 57-2019 privind codul administrativ, în temeiul dispozițiilor articolul 126 aliniatul 1 litera B, articolul 197 aliniatul 1 și articolul 200 din OUG numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, dispune. Se convoacă Consiliul Local Comunal în ședința extraordinară din data de 14 iulie 2022, orele 16:30, la sediul Consiliului Local Mănăstirea Cașin, cu următoarele ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre rectificare a bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin, în județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea hotărârea Consiliului Local numărul 6 din 2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașin, în județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Crucea Roșie Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea Comunei Mănăstirea Cașin pe anul 2022. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UATEI Mănăstirea Cașin pentru ședința AGA ASC Compania Regională de Apă Bacău ESAT din 05.08.2022, ora 3, ora 15. Și punctul 6, diverse. Da, la diverse am să vă solicit o aprobare, introducem în ordinea de zi angajarea unui avocat pe o anumită speță pe care am să vă explic la punctul 6. Supunem la vot ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu cumva ar trebui să ne alegem și un alt președinte? Nu, domnul e la ultima.
Am văzut, a fost propus în luna aprilie, a făcut aprilie, mai, iunie, la sări, are 3 luni, a treia lună, da? Dacă tot mi-a spus, am lăsat-o așa, să știu păcat pe luna viitoare cine o să fie președinte. Puteți să propuneți, să și pe luna viitoare să le pot deja scrie cine e președinte de ședință, dacă și doriți. Faceți atunci? Să sperăm că... Să sperăm că nu mai suntem nevoiți să mai facem o altă ședință până la sfârșitul lunii iulie, că luna abia a început și probleme sunt cu nemiluită. Acum gândiți dacă dăm drumul și la această hotărâre privind alegerea unui nou președinte de Consiliu. Bine. Dar e cu luna august, am și specificat, adică e luna iulie, începând cu luna august, propuneți să căpeți cine vrea să fie următor. Da, bine, da. Bine. Da. Mergem mai departe. Da. Punctul 1. Proiect de hotărâre, rectificare bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașa în județul Bacău. Da, avem venituri venite prin implementarea la APIA, care ne dorim să facem ceva cu acei bani, da? Și e drept pentru care ducem pe cheltuieli de drumuri și poduri 100.000 de lei în vederea rezolvării unor probleme pe care dorim să le aducem la o formă cât de cât de confort psihic pentru cetățenii noștri. Și, într-adevăr, avem multe lucruri de făcut la nivelul comun. Asta e rectificarea pe care o solicităm. 100.000 să ducem pe drumul și poduri. Supune la vot. Supune la vot. Sunt în cont? Da. Și transferați din contul de... Dar sunt pe venituri sunt. Deci acești bani care au venit la pădure, de la măsura care știți, nu vin cu direcția oficială. Am fost inclusiv la APIA București de am luat informații clare că avem posibilitatea să-i folosim venituri. Nu putea să-i folosesc cu cofinanțare de un proiect? Deocamdată vom avea și cofinanțare pentru proiect. Ne-ar ajuta cumva să mă nimic că folosesc APIA să ne ajungem pentru ce vreau să facem. Da, pe reparație. Dar nu sunt doar 100.000 de la APEA. Dar nu am mai deși în comisia din contul de acolo și exact. Transferul la drumuri pentru reparații curente. Da. Să punem la vot punctul 1. Cine este pentru? Cine este pentru? Da. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Consiliului Local HCL. Aprobarea HCL numărul 6 în 2022, privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașa în județul Bacău. Aici avem o problemă. Problema se pune în felul următor. Noi anul trecut am terminat asfaltarea drumurilor prin AFIR, da? În momentul în care acest proiect a pornit la drum, a pornit la drum cu niște denumiri de străzi, de drumuri sătești, da? Drum Sătesc Cimitir, Drum Sătesc Fânărești, Drum Sătesc Tone. Colegii noștri dinainte nu au ținut cont la nomenclator și au schimbat nomenclatorul stradal. În momentul în care am terminat proiectul, noi a trebuit să primim aprobări de la minister. Deci noi am făcut toată documentația pentru drumul. Ministerul n-a știut că la noi, în nomenclator, apare această schimbare de stradă. Dar când a ajuns la prefectură, când s-a cerut hotărârea de Consiliul Local, prefectura noi am aprobat în 19.1.2022 această hotărâre, iar de atunci încercăm cumva să găsim o soluție de ieșire. Se pare că n-am găsit-o atât de repede pe cât ne-am fi propus ca trec cele 6 luni, pe 19.7 trec cele 6 luni în care această decizie poate fi contestată în contencios. Noi am mers la prefectură, ni s-a spus clar că hotărârea nu poate să treacă sub forma în care este acum. Noi avem de făcut următoarele lucruri. Să transformăm
în primul rând, inventarul domeniului public, să-l aducem prin cadastrare, prin tot ce se face pe fiecare. Gândiți-vă că drumul sătesc și Mitir s-a transformat în trei drumuri. Deci nici măcar asta era cel mai greu de spus. Pentru că pe cele trei străzi nici măcar nu s-a terminat asfaltarea. Beloiu până aici, ailaltă Arbănaș până dincolo. Deci întâmpinăm mari dificultăți, drept pentru care abrogăm ca să nu ne atace prefectura hotărârea și pornim demersurile din nou cu ministerul, în care să le demonstrăm că între timp proiectul nostru s-a schimbat într-o altă formă, că nu terminăm cu drum Fănărești, nu terminăm cu drum Tone, ci terminăm cu stradă Cârjeu, stradă Păcii, strada colonel Mareșal Constantin Prezan. Ți se împârligă limba în gură de la denumirile astea pompoase în care bătrâna de 80 de ani nu știe ce stradă stă. Cam asta e. De-aia abrogăm această hotărâre pentru încurcătura care o avem la momentul ăsta cu ministerul. Supuneți la vot. Este o schimbare strict de numire. Nu intervine nimic, nici logică. Da, dar știți câtă documentație este? În esență, asta este. În esență nu trebuia schimbat. Trebuia să, în momentul în care ați făcut nomenclatorul, trebuia să păstrați, să păstrați numele la care ați pornit proiectul. Eu am un drum pe vedere, vreau să le explic și explicați-mă contrariația. Dacă vreți, mă adresez de domnul președinte, că am schimbat voi să vorbesc. Haideți, domnul Gheorghiță, nu faceți ca ați lenecască, chiar... Da, este, în esență, este doar o schimbare de denumire de străzi. Da. Altceva nu-i faceți la proiect. Nu. V-aș invita să vedeți ce înseamnă o documentație pentru minister. Păi nu știți, că n-aveți nu să știți. Nu, dar la o adică asfaltarea e datorită dumneavoastră. Păi da. Probabil. Da. Supunem la vot punctul 2. Cine este pentru? Cine sunt? Trecem mai departe la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Crucea Roșie Bacău. Da. După cum ați observat și de zilele comunei, am avut permanent o salvare împreună cu echipaj medical toate cele două zile de seara, de dimineață până seara. Am apelat la ajutorul Crucii Roșii, că dacă ar fi fost să plătești un privat, stătea o oră, mai mult de atât nu stătea pe mine. Drept pentru care Crucea Roșie și pentru că vom mai avea activități la care vom avea nevoie de ei. Că-i fotbal, că-i festival, că-i nu știu ce, ei sunt datori în baza acestui contract de colaborare să ne ajute la evenimentele pe care le avem cu această salvare. Gratuit? Da. Nu, e cu contribuție pe an. Domnule, 2500 pe an. Imaginați-vă că ăla vrea 3000 pe zi. A? Despre ce vorbim? Ca să ai o salvare la un asemenea eveniment, e 3000 de lei pe zi. Una e să ai la toate evenimentele posibilitatea să apelezi. Și hai să fim serioși, Crucea Roșie și anul trecut, deși nu eram colaboratorii lor, au, la toate evenimentele pe care le-am avut, că am avut incendiu, că am avut inundații, ei ne-au trimis ajutoare. Știți prea bine că s-au făcut... Deci au venit pur și simplu ei ca oameni. Acum, ideea e că vom mai avea evenimente. Următorul eveniment poate fi și cel care vom avea în Scutar, da? Deci vom avea evenimente. Atunci nu e bine să avem la cine apela? Dar ce nu poate să vă... E 2500 de lei pe an. Asta este hotărârea. Nu, dar știi că ești... Ai o asemenea... Să vă spunem cât am plătit salvarea la fotbal? Că îi chemăm o oră?
Trece pe om. Supuneți la vot. Da, supunem la vot punctul 3. Aderarea Comunei la, cu Societatea Națională de Crucea Roșie din România, filiala județul Bacău, calitatea de membru și reprezentarea Comunei se asigură de către primarul Comunei să aducă împuternicitul acestea de semnat prin dispoziție. Obligațiile financiare rezultate prin din aderare se suportă din bugetul local al Comunei Mănăstirea Cașin și va fi de 2500 de lei pe an. Haideți să punem la vot punctul 3. Cine este pentru? Cine s-a abținut? Trecem mai departe la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea Comunei Mănăstirea Cașin pe anul 2022. Da. Aici avem o problemă. Pentru că noi anul trecut, dacă vă aduceți aminte, am făcut o mulțime de aprobări de lemn de lucru pentru casele la care au fost incendiate. Ei, acel lemn de lucru nu s-a dat în totalitate. La momentul de față, încă datorăm domnului Priscoviță, care, vă aduceți aminte, dumnealui, a dat tot lemnul caselor și casele sunt astăzi ridicate, sunt construite, nu mai au nicio problemă oameni. Dar sunt 30 de metri cub de lemn, care nici la ora actuală nu au fost dat pentru că nu am mai avut nicio partidă pentru lemn de foc în care să putem să ne dăm datoria. Ei au identificat acum acest lemn. Stă la îndemâna noastră de ce este lemn de lucru. Stă la îndemâna noastră să ne aprobăm și dumneavoastră veniți cu tot ce probleme cunoașteți că mai sunt. Să este lemn de lucru, să putem să ajutăm sau să ne rezolvăm niște probleme, cum am fost astăzi, de exemplu, sunt o mulțime de punți deteriorate, pe care trebuie să le rezolvăm, ne-au chemat oamenii, da? În zona dumneavoastră, acolo, chiar astăzi acolo am fost, la doamna aceea pe ulița de jos, da? Sunt două punți care trebuie să le făcute acolo în zonă. Deci, cu acest lemn, deci nu e la vânzare, nu e la nimic, este pus la îndemâna noastră de a ne rezolva niște probleme. Că e un gard, că și gardul de la sector arată așa cum arată, că e un gard undeva, noi putem din acest lemn să ne facem nouă ceva. Nu-i pentru vânzare. Preferabil ar să facem din așa din. Ce? Gardul la sector, preferabil ar fi făcut din așa din. Dacă am avea bani, e cu drag. Tocmai de azi, nu e lemnul, se deteriorează câțiva ani. Ei, lasă că a fost bun și lemnul. Ei, lasă. Da. N-a fost întreținut, nu că nu bun lemn. Deci, pe dumneavoastră, e frumos. Da. Haideți să se pune la voce punctul 4. Ce se pune la voce? Este o cantitate? Este da, este. Dar n-ați avut-o? A fost o carte. Ați avut pe e-mail? Ați avut pe e-mail? Deci se aprobă exploatarea cantității de 143,90 metri cub de lemn din pădurea proprietate publică a Comunei Mănăstirea Cașin, 238A, conform APV-ului, așa, ce face parte din prezenta hotărâre. Se aprobă exploatarea cantității de 27,63 de metri cub lemn din pădurea proprietate publică, în conform APV-ului, ce face parte din prezenta hotărâre. Așa, și din asta, cred că 30 datorăm deja. Așa, și restul domnului custodii? Da. Restul domnului custodii? Da. Noi facem chestia, facem bulat, facem trebuie. Încerc, da, asta facem. Pentru problemele care se vor mai evi. O problemă care este deja de actualitate, una o altă casă arsă. Adică putem să facem un bine și pentru cetățeanul acela. Adică da? Ar fi incorrect. Adică dacă am ajutat atâția oameni? Da. Nu? Adică dacă tot îl avem, acum putem să-l rugăm pe Priscoviță, uite, Dumnezeu, datoria, ne-a așteptat un an, iartă-ne, nu din vina noastră, că noi am tot tras la Apollo Silviu și tot timpul a zis că l-au chemat, dar nu a găsit așa cum și-ar fi dorit el lemnul, probabil. Cine știe? Nu știu să vă spun amănunte din culise, dar cert e că omul este nemulțumit că nu și-a primit, iar acum prin această hotărâre, ne vom
achitat de datorie la domnul Priscoviță. După care ne vom rezolva și problemele. De-aia vă spun, veniți fiecare, dacă aveți probleme în zona în care sunteți și știți că putem ajuta o familie, avem posibilitatea, dar o familie care să aibă nevoie de ajutor. Prea mult poate să am nevoie de asta, nu? Trebuie să îi dăm drum. Da, haideți să punem la ce-i boli, bravo. Avem aici, dacă vreți să vă uitați, uite, sunt aici hârtiile de la Ocolo Silvic. Da, mai departe. Da, să punem la urmă. Trecem mai departe la numărul 5, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Mănăstirea Cașin pentru ședința AVA ASECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 05.08.2022, ora 15. Da, aceleași probleme care le cunoaștem de mai bine de un an, cei de la AGA și de la ADIP, tot trimit aceste adrese în care vor mandat pe fiecare ședință în parte. E destul de ciudat. Ei tot dau aici niște articole în baza cărora au drepturile și obligațiile aferente calității de acționar, persoane juridice, deci pe astea sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarea acestora în conformitate cu hotărârile Consiliului Local, Municipiul Roșinesc Comunal, respectiv Consiliul Județean, după caz. Acționarii sunt reprezentați în AGA prin mandatari cu procură specială emisă potrivit normelor proprii ale acționarului. Asta e emit ei în referatul lor și trebuie, de fapt, Consiliul Local să voteze pentru adunarea generală extraordinară a acționarului SECE Crabe S.A. din data de 5-8-2023, ora 15, la hotărârile prevăzute la punctele 1, 2 și 3 ale ordinii de zi comunicate prin adresa SECE Crabe S.A. numărul 1151 din 29-6-2022. Posibil să nu fi înțeles foarte bine și materialul ăla, dar am înțeles că ei se fac și, cum spun, devin un fel de proprietar al rețelei de apă, ei o gestionează, am înțeles, nu? Da, da. Adică mi se pare neimplicat, așa deja... Pe ce să vă spun, când în decembrie 2020, când am făcut adresă la Mănăstirea Cașin să le predau serviciul de apă, despre ce vorbim? Unde e serviciul de apă? Că m-am dus la doamna director general Nina Chiper și am spus care serviciul să vi-l predau. Apa este, adică rețeaua este, nu e sursa. Știți prea bine că lipsește sursa. Așteptăm să vedem la Angel Salini dacă vom primi finanțare. Acum nu s-a dat nimic? Nu, au apărut doar listele pentru 12 județe. Încă noi, Bacău nu este încă. La Bălzii județean? Sunteți dulce. Merge și faceți lobby. Nu, nu. Bun, punem la vot. Dar cine este pentru? Cine este împotrivă? Da, și am ajuns la ultimul punct. Da, așa este, îți faci rețeaua electrică și să iai ori, ceea de în casă. Nu-i tot la fel. O plătești și te să predai ori, nu ai cum să administrezi. Corect, dar nu este funcționat, deci vreau ce e mai e. De ce? Adică un proiect să mă ajut să faci? Dar nu e cazul la noi. Nu-i cazul la noi. Noi nu avem ce să le predăm. Până ei nici nu vor să ia ceva ce nu-i funcțional. Vă dați seama că nu o să vrea așa ceva. E vorba de alte localități în care funcționează. Nu e vorba de comuna Mănăstirea Cașin. Că noi suntem acolo, e altă poveste. Dar în momentul în care vom avea sursa de apă, e clar că trebuie să facem un serviciu pe care trebuie să te înscrii și să la NRSC și să, după aceea să poți să-l dai lor. Dar n-ați renunțat la sursa de apă sau la proiectul ăla? Nu, că ar fi păcat. Sunt niște bani cheltuiți pe acel proiect. Da? S-au cheltuit și nu puțin bani pentru a întocmi acel proiect.
Ideea e să vedem dacă primim bani și sper să-i și primim pe Anghel Salin. Și. V-ați interesat unde de apasă, suntem de listă, nu? Bun, așa sper și eu. Ar fi păcat să nu se dea drumul la problemele importante ale românilor în localitățile care nu au servicii. Da, Europa ne vrea, ne știe că avem apă. Iar noi încă avem localități în care trebuie să ieși la fântână sau în cazul nostru să ieșim la Ciușmea. Dar cu timpul sunt fonduri importante să avem sursa de apă și după aceea poți să faci cereri de finanțare pe liniile existente în care poți să faci branșamente. Deci sunt într-adevăr linii de finanțare la momentul ăsta pentru branșamente, atât pe AFM cât și pe PNRR. Dar noi la momentul ăsta nu putem accesa acolo pentru că nu avem sursa de apă. Da, mergem mai departe. La diverse am problema pe care vreau să vă o ridic. Este problema cabinetului stomatologic Armadent din comună. Cabinet stomatologic care n-a funcționat niciodată. O discuție pe care am avut-o cu domnul doctor, am solicitat să vină să ne ofere servicii de stomatologie, așa cum dânsul cere în anul prin cererea pe care o avem aici, da? Cere pentru desfășurarea activității de stomatologice. Lucru foarte frumos la prima vedere. În 2013 se încheie un contract de închiriere cu primăria. Totul e ok. Are aprobare de la Consiliul Local cu închiriere pe 5 ani. Până aici e tot un lucru frumos. Dar tot câteva luni mai târziu, tot în 2013, se face un act adițional fără știrea Consiliului Local în care îi se atribuie acest spațiu până pe 31 decembrie 2024. Fără hotărâre de Consiliul Local? Fără hotărâre de Consiliul Local. Și cum a fost? Ei, că s-au făcut. Așa, după care, nu mă interesează ce proiect, ce nu a fost, legal vorbind, domnul Micu. După care, se pornește o acțiune de amenajare a spațiului în care dumneavoi solicită suportarea cheltuielilor de primărie. Și până aici totul e frumos. Îi se dau banii cu hotărâri de Consiliul Local pe tot ce s-a amenajat acolo, dar activitatea e ok. Adică dacă primăria suportă banii aceia, a? Noi trebuia să vedem cetățenii din comună că suport, că beneficiază de niște servicii de stomatologie. Nu era niciun efort din partea domnului doctor. Sunt servicii de stomatologie gratuite prin casa de asigurări. Era suficient să iau un card de sănătate de la om și putea să-i oferă primul ajutor. Că e de scos o măsea, că e de intervenit la un dinte, orice se putea face. Bunăvoință trebuia. Câți bani a dat primăria? Vă spun imediat. Am aici 15.000, imediat. Am toate documentele. 15.000 de lei, 14.738,15 lei. Da, la acest moment... Da, dar el n-a mai plătit nicio chirie, nimic. Da, varul. În 2000, aceste cheltuieli sunt în anul 2014-2015. Da? Dar chiria a fost stabilită. Chiria a fost stabilită, vă spun imediat, avem aici. 785, parcă da. Da. Dar n-a plătit niciodată.
Despre asta vorbim. Nu a văruit și s-a sănut în ce a făcut el lucrări pentru urmare. Deci... Am mai făcut și niște construcții interioare. Construcții interioare, da. De-ai treaba lui. Exact, suntem, s-a întâmplat și stația de la Udești, tot la fel la jocul cu domnul Sporcea. Au remodelat, mi-a scăzut din chirii, exact, este tot s-a întâmplat. Da. Dar trebuia să, să ofere niște servicii, iar noi, el trebuie să demonstreze că oferă comunității niște servicii. Asta. Pentru banii pe care i-am cheltuit noi primărie, da? Să știți că a avut programul acum aici, dar nu prea am clienți. Eu îl vedeam mereu că vineau aici. Când? Când? Ceva ani în urmă, da? El vinea și nu prea solicită. Deci nu se poate realiza compensarea unei sume de bani între o entitate de drept privat și una de drept public. Una la mână. Și pentru recuperarea sumei de bani, când s-a plecat la avocat? Și evacuarea spațiului. Păi și domnul consilier juridic nu poate să facă... Este nașul lui. De cununie. Este nașul. Păi dacă așa s-a angajat, nu, asta e bun. Îți vinovată eu pe cine s-a angajat, inașul lui, din cununii. Incompatibil, n-ai cum. Da, cred că da. Nașul. Nu există. Nașul. Este incompatibil. Deci hai să nu exagerăm. Nu, dar e interesant. Așa că... noi am înaintat instanței, dumnealor ne-au făcut o întâmpinare, au zis că e tentă politică, eu nu pitentă politică îl dau afară, n-am nicio treabă, probabil el o fi primit pitentă politică acel spațiu, eu nu îl dau afară pitentă politică. Așa, deci chiar n-am nicio problemă de temă politică. Eu l-am rugat și el poate confirma că l-am rugat să facă servicii comunității. Da, spunea că... Păi numai la nivel de spus a rămas. Acum o lună de zi făcea curăție, nu știu, după aceea, în următoarea săptămână, nu știu, într-o joi, nu știu de ce ar trebui să-l țin, dar... Păi, dar la ce să-l ții, să-ți plătești chirie, dacă... Totuși tu nu poți oferi un serviciu. N-am înțeles lucrul ăsta niciodată. Dar lasă-mi o discuție. Am avut și o discuție. Predă-l, domnule, odată, că tot nu poți să faci servicii, predă-l, nu? Poate poate să-l chirieze, priva la doctor. Inclusiv asta am discutat. Da, inclusiv acest lucru l-am luat în calcul la discuția mea cu dumnealui. Îi spunea că vorbiți cu niște tineri. Ca să ajungi la... să vină în față. Odată ce n-ai răspuns la nicio adresă, pentru că noi înainte de a intra în instanță, am purtat o corespondență cu el. El nu a răspuns nimic la corespondența noastră. Asta la când i-am spus nu vrei să începi? Asta de mult. După aceea, când am văzut că nu nimic, i-am făcut adresă de informare, i-am adus la cunoștință, i-am spus și de atunci, este o ilegalitate în tot dosarul tău până la urmă. Știu, generația asta din 66 nu era serioasă. Nu. Iar pe criterii politice exclus. Deci nu are nicio treabă politică în toată asta. Dorim acel spațiu să aducă venituri comune. Altceva nu mă interesează. Deci dacă dânsul nu poate... Deci, conform contractului, care este absolut legal, el, la momentul ăsta, este în afara contractului. A expirat în 2019. Celălalt, până în 2024, este nul. Deci, practic, el trebuie să evacueze spațiul. Asta vor fi recuperare de sume și evacuarea spațiului. Altceva nu-i vom începe. Și suma la petrajului, poate cumva avocat. Vom calcula atunci, să vedem ce n-a plătit. Sunt adrese aici, să-l scutească că nu funcționează, sunt. Da. Da? Da, și o șansă, dați-i o șansă. Este pornit procesul. Avem dată pe 18
Deci este pornit procesul. Este pe data de 8, de 19 octombrie, primul termen. Bine, dar nu este simplu. Da, dar asta nu se iau în spate, sigur. Că el ar putea să iese experiență în spate renunța la acțiune. De ce nu a vrut să discute? Despre ce vorbim? A refuzat discuția cu dumneavoastră. Dar avea timp berechet. Toate adresele astea le-am purtat să vă dau la adresă, data, când au fost purtate. Da? Deci prima adresă a fost în data de 9.3.2022. De atunci eu nu m-am întâlnit, dinainte de m-am întâlnit cu domnul, prin ianuarie-februarie, când ne-am spus, dai drum. Nu, dar era într-o zi aici când a făcut curățenie? Da. Nu, a venit. Atunci a venit să-și ia documente de la dosar, că nu mai avea contract. Am venit la discuții, când am zis, fost la primărie, nu discutam curățenie. Da, era și da. Și ultima oară din 14-a 4-a. Întâlnirea a fost, adică a fost acum, nu știu, era vreba la începutul lui Ionic. Dole, astea sunt din 14-a 4-a, eu nu m-am întâlnit cu el. Poate a fost cum am găsit, că eram într-o călătorie. Ăsta ușor, că am un număr de telefon la care mă poate găsi să stăm de urmă. Răspund din ceea ce știu. Deci măcar vreau să fac un răspuns. Până a doua bani la avocat, trebuie să mă aveți o discuție. Părerea? Da, așa nu, eu solicit, nu mă mai întâlnesc odată, deci ideea e să îmi aprobați angajarea unui avocat. De ajungem la o înțelegere, asta e altă poveste, dar deocamdată procesul trebuie să meargă. El da bani avocatului, el da bani chiar dacă renunțați. Dar și el o da bani la avocat. El nu a venit la noi, o da bani la avocat, că l-are are avocat aici. Deci el are avocat aici. Poate al meu mult bine. Da. N-a venit la discuție. N-a venit la discuție, a venit cu întâmpinat. Da. Acum trebuie să punem la vot în angajarea unui avocat? Da. Da, cine este pentru? Eu am cum am simt că nu fac, mi-ar trebui să fie. Și eu mă văd. Cine este? Cine este? Așa, așa. Și domnul de dumneavoastră? Chelan. Roșu. Alde. Chelaru. Vă abțineți, da? Nu. Ați votat? Da. Ați votat? Trei abține. Patru abține. Patru abține. Ce este fiind spus? Deci asta e. Mai aveți ceva să ridicați la diverse? Da. Având în vedere că discutam din spațiul ăsta domnul Alden și domnul Vice. Nu cumva și spațiul care este la Valea Institută la primărie? Da. Da. Ne judecăm. Și acolo am băgat în instanță. Cu ăsta de aici? Da. Cu ăsta de la Valea și cine v-a dat judecat? Nu, da, i-am dat noi. Să demonstreze actul de proprietate. Da, nu se demonstreze actul de proprietate. Până de asta, mă uitam să fac peste investiție, pentru că nu știam voia cu ce. Nu cu voia noastră. Deci cooperativa trebuie să ne demonstreze că sunt proprietari acolo. Sunt invitați în 2016 la discuții la primăria Mănăstirea Cașin și ca de fiecare dată n-au dat niciun răspuns. Deci trebuia pornit acțiunea din 2016, când ei suntem deja în instanță și cu dom'le, sunt niște bunuri ale comune, ar fi este important să ni le luăm înapoi acasă. Deci despre asta vorbim, sunt bunurile noastre, a comunei noastre. De ce să stea la cheremul unuia ca să-și bată joc? Înțeleg. Doamna asta aici prin contract de închiriere. Nu știu, am văzut și eu contractul de închiriere, dar nouă trebuie să ne demonstreze cooperativa de consum că are act de proprietate. Ne întâlnim în instanță și acolo. Este acțiune făcută? Da. Sediu cu operație și asta. La dosarul ăla acolo s-a pierdut și n-a luat în apel, da? Dar el este și prefus. Și a rămas ca să se dea pronunțarea din apel cu motivația pentru care am primit un avocat. Pentru care se poate să facă recursul. Da? Atâta timp, când el nu are un instituție din asta în care să arăte că plătirea aia stă pe teren proprietatea statului sau comunii ceva, el se duce cu mâna în buzunar acolo, dar ce faci? M-a spus de atunci,
domnule, nu căutați acest articol statului, eu ce mă duc acolo? Mă duc, bag mă până la Bacău, trebuie să faci mă la avocat, dacă să faci ceva, faci un recurs. Dacă se poate face. Băieții luați tratamentul acolo, să duci la articol statului. I-am trimis tot ce-i trebuie, avocat. Păi, dar, mă rog. Da. Dumneavoastră zic un dar, eu zic tot un dar, înțelegeți din ce am discutat cu el și până la urmă dați pe pierde și recurs, nu pierdem spațiu, doar ferește. Era o acțiune în accesiune pentru a se demonstra că clădirea aia stă pe terena statului și ea poate să treacă pe terena statului. Era foarte simplu, dar nu avem un document. Știam. Asta la cooperativa de consum dincolo la Simion. Okay. Sau la unde? Nu, eu vorbesc la biroul de cooperativă. La unde e Simion? Unde e Simion? Dincolo a fost dat un ordine a prefectului discut ilegal și ăla. Da. Și a rămas, nimeni nu s-a mai dus mai bade, poate să mai bate, e atacat ceva. Deci era la termen, a fost 30 de zile, dar poate să mai bade, revoca. Nu știu, tot cu ordine a prefectului. De câți ani am? Nu, și ordinul prefectului care n-a fost atacat și toate. Ia uitați-vă ce istoric are acel proces. Nu, doamne, chestiunea este pe următoare. Indiferent și doamna a fost pe zile juridice, indiferent de situație, trebuie acordat o drept de servitude la construcția aia, la clădirea aia, pentru că era clădirii publice, era dispensar uman. Și toate astea s-a făcut și fel de acțiune în situație. Era. Dispensarul uman. Hai să facem de acum. Ați văzut cum arată. Dispensarul uman. Revin la... În care a fost atât amar de vreme dispensarul uman. În care s-a dărâmat cărămida. În momentul nu i-a căzut cărămida în cap. La căminul cultural, așa s-a făcut deja acolo. Și nu s-a considerat cu banii investiți. Da, știu. Expertiza este că se dărâmă. Expertiza nu a fost. Da, dar au fost niște ani care au trecut pe lângă noi și care nu s-au pus o cărămidă. Și demolarea și refacerea clădirii. Iar aș întreba cu doamna secretar, era totuși o lege a copilului banii care spunea că clădirile care sunt avariate, clădirii vechi, dar să mai are câțiva pereți acolo, să pot beneficia de un proiect pentru... Da, ce ne să mai? Pentru așa ceva. Nu-ți dă doar pentru o clădire în picioare, dar voi... Dar numai cu expertiză tehnică. Că... Expertiză, tu ce se face? Și dacă expertul venea și spunea că acolo nu se mai poate filtra, adică ce se facă structura, nu. Vreau să spun că și noi am avut o școală așa și nu. Nu ne-am dat, am vrut să plasămăm în altceva. Acolo terenul poate să fie și cum... Da, dar vezi că terenul nu este al nostru. Pentru că în ordine al prefectului i-a dat ilegal cuiva, iar din centru se duce și tot la persoana aia, unii dispensate. Deci cumva pierde și tot terenul, că e în centru comunii. Și ordinul ăla de ce nu s-a atacat la timpul respectiv? De ce nu s-a atacat? Erați administrator al domeniului public și privat. Nu eram atunci. Dacă n-ați venit, de ce nu l-ați atacat? S-a fost un bucur, doamnă, domnul primar. Bun, dar dacă știați toate măgăriile alea de atunci, de ce n-ați pornit o acțiune împotriva lor la vremea aceea? Aveați calitatea de a face bine comunii. Și cereți acum după 20 de ani. Cam am mai multe acțiuni umane pentru... Nu am văzut-o. Arătați-mi. ...pentru stoparea cruzării clădirilor cooperației, pentru județul acolo, prăzirea ca și n-am mai luat, că e celălalt zvânt din toate. Și am știți dumneavoastră, am acolo atâtea mătărâși de cătuiesc, pentru care există spațiile astea acum și care... Având în vedere că eram la domeniul public, avem niște cabane de astea care le-am primit ani de zile. Așa. Veniți de acasă. Spuneți. Da. Măcar cea de la Plaiul Pinului, de la Bucia și la... Buciașul e luată de Oituz, când a plecat Oituzul, a plecat cu ea cu tot. Da, și iarăși ne-am dus în instanță să ne recuperăm cabana.
Deci este deja făcută în instanță să ne recuperăm cabana. Avem teme. Dar cabana e a noastră. Ei trebuie să... Ia dar la bine acolo locuiesc forestierea care lucrează de ani de zile și cred că eu știu mai bine... Care au deteriorat-o într-un alt fărat. Care, da, care, da, nu știu cum s-a dărmat până acum, dar da, cineva e altceva acoloasă pentru că ei stau în cabana acolo. Puteți să treabă. Ce? Nu mai stă. Dar asta? A fost calul înăuntru acolo, Doamne iartă. Dar calul nu l-a ținut. Calul a fost ținut de altă, din Santa, nu e, a fost ținut la Bistrița. Acum să nu vrea cineva că țin cu oameni. Nu, știu că nu vrea că care a fost ținut de oameni din sat. Deci au fost băgați care în cabană. Lucrau la Giflor. În ce an, domnul Mariol? Deci, ani, tu vreo? Nu, mă știu, chiar exact oricum. 3, 4, 5 ani în urmă. Dar care? Din dreapta sau stânga? Din dreapta sau stânga? Haideți pe drum. Înțeles, înțeles. Mai întrebați pe alții. De ce nu s-a luat inițiativă până acum? Da? Alea au fost lăsate de izbeliște. Ani de zile. Ani de zile s-au dărâmat. Dumneavoastră spune, nu avem bani pentru să facem. Credeți că atunci erau foarte mulți bani din investită în gavanele? Da, de ce au fost lăsate de izbeliște? De izbeliște. Deci când am plecat, când le-am primit de la Diana Forest, așa erau. Na, na. Nu e adevărat. Haideți că le țin și eu minte. Exact. Ce vorbim? Deci aia de la Bucea și am făcut demersul în instanță să o recuperăm. Am cerut ocolului Silvi Coitus să demonstreze modul în care au luat-o. Că vă aduceți aminte că au venit cu apă aici. Erați cu mine, da? Și atunci am zis, vreau să văd în ce bază le-ați luat. Și ce dacă? Aia este în inventarul nostru a comunei. Că nu mai e una la Gavrești? Este și la Gavrești, aia din dreapta. Aia s-a dărâmat de tot, nu mai e nimic. Cabana de la Gheorina este a... Aia la Gheorina mai stă în picioare. Dar nu e a noastră, e a ocolului. Aia, dar e pe teritoriul nostru. Deci s-a discutat în roședință din Consiliul pe vremea aia, să facem un troc, să le dăm da, aia, să ne lasă pe asta. De ce? Nu știu cum s-a terminat. Nici într-un fel. Vremea scară pe asta așa, nu mai e. Eu așa am gândit la atunci. Băi, azi când dăm cabana de acolo, să ne dea aici. Teren. După ce avem tău investiții și puteți să faci ceva. Ce poziție frumoasă. Dar de ce? A rămas pereță. Să putem în chirie. Am gândit-o la vremea aia, da? Da, așa e. Ce propune să le aducem la viață? Asta e interesant. Da, aia de la Bucea și-i păcate. Aia este o... Voitozul? Foarte bine. De-o și la ta fără. Da, acum e renovare, toată cabana de la Înțărcătoare. Da, aia chiar va arăta bine, cabana de la Înțărcătoare. E renovare, da. Un lucru bun. Se încearcă cumva, e păcat de zona noastră, la ce frumusețe avem și să nu le fructificăm. Cabana ocolului silvic, nu? A ocolului silvic. Da, dar au lăsat-o și pe aia cu... Dar acum e renovat și să sperăm că va arăta bine. Nu știu cum să reușească, pentru că ca să facem itinerar turistic, trebuie să intre în conflict cu, eu să-i spun, intrarea în spațiu de zonă poporului simt, este interzis. Da. La noi. Da. Ce problemă ar mai fi, domnul vice? Da, ar mai fi o problemă. Au apărut o multitudine de ATV-uri. Mai noi, sau mult mai vechi. Problema este pe lângă disconfortul fonic care îl creează. Unul a luat foc zilele trecute până la lampă la Folea. Este modul cum se conduc aceste ATV-uri. Da? Printre copii, printre oameni cu viteze mari, foarte mari. Până totul e bine, până se întâmplă ceva. Și după ce se întâmplă ceva, începem să ne punem întrebări. Dar de ce? Dar de ce nu s-a făcut?
Împreună cu doamna primară am luat o hotărâre să facem o adresă către serviciul rutier la Onești, să intensificăm un pic acțiunile pe raza, pe ulițele noastre, pe străzile noastre, pentru că majoritatea nu sunt nici măcar înmatriculate. Nu, dar sunt, nu le trebuie, sunt anumite care ai sub 50 de centimetri, cum nici nu trebuie casnet, nu trebuie, da? Te pot răni și acest. Da? Domnul consilier poate să confirme că prin fața porții lui trece autostradă pe acolo. Da. Da, și merg pe drumurile pe care noi, alea de exploatații, care au fost remediate cumva anul trecut și care le place adrenalina, stau în bandă și iau toată cum au făcut în Patirăi. În Patirăi, același lucru s-a întâmplat. Noroc că ne-au spus cetățenii. S-au dus în bandă și dă-i. Normal că toată piatra a scos-o și o luat-o. Și pe urmă, hai că s-a stricat drumul. Păi să strică drumul dacă facem acțiuni de genul ăsta. Și le-am atras atenția, data viitoare, că îi știam pe cei care, data viitoare ar să mai strică drumul, vii și îl repar. Deci, hai să fim serioși, una și una, adică ne văităm și când facem ceva, ne batem joc, da? Haideți să le păstrăm măcar. Da. Și a doua este, vrem să ne lăudăm și să-i lăudăm de cetățenii noștri. Hai că deci, prea în prima jumătate a acestui an, dacă mai strângeam vreo 3 tone jumătate, ajungeam la cantitatea de reciclabil care s-a strâns anul trecut. Deci, în jumătate de an. Dacă se menține ritmul, vom depăși cu 100%, adică ne vom duce undeva la 60 și ceva de tone de reciclabil pe an. Și tot în prima jumătate a anului am scăzut cantitatea de menajer cu 81 de tone jumătate. Față deci de se anul poate. Trecut. Da. Se poate. Deci dă roade. Adică toată publicitatea asta pe care am tot făcut-o și poate am supărat că ne-am deplasat în poarta omului și ne-am uitat în pubelă, dar era tot spre binele nostru al comunei. E anormal să scoți bani, să plătești un serviciu din veniturile pe care le avem pe impozitele locale, să-l dai să plătești gunoiul la rompreț. Este o anomalie. Drept pentru care chiar suntem foarte contați că la noi funcționează acest serviciu. Din păcate, și aici am o supărare personală, așa cum am purtat discuții la ADIS, în care ne s-au promis încă din luna mai că vor veni și vor face serviciu din poartă în poartă. Noi avem și hotărâre că suntem de acord. Încă folosim bani din bugetul nostru pentru a colecta acest reciclabil, ceea ce este anormal. Deci, a plimba raba aceea prin partea omului și a strica, gândiți-vă să oprești din 2 metri în 2 metri. Deci, e ciudat, că alt utilaj nu avem, cu ăla putem să strângem. Funcționează, dar cu niște eforturi uriașe. Da. Dar este îmbucurător, totuși că... Da, a scăzut menajerul. A scăzut menajerul foarte mult și am avut control de la Garda de Mediu anul acesta și când am văzut că de la 12 ne-am dus la 32 de tone și în primele trei, a venit prin martie, și în primele 3 luni deja făcuserăm, deci era trendul crescător, chiar ne-am felicitat și a fost bine. Acum suntem, trebuie să semnăm cu Agenția Fondului de Mediu contractul de finanțare. Ne-am înscris la Curățăm România, ne-au prins în linia de finanțare, vom primi niște bani în care putem să facem aceste cheltuieli pentru a curăța lucruri pe care oricum îl făceam, zonele problemă ale comunei noastre, lucru care oricum îl făceam. Pentru că astăzi ai strâns și în urmă omul a adus acolo tot ce...
Deși e greu de înțeles, odată ce îți vine mașina în poartă, de două ori pe lună, și îți ia atât menajerul, cât și reciclabilul, nu știu ce mai găsesc oamenii de dus. S-ar trebui sau... o ședință de consiliu să fixăm o amendă. Cine a fost prins? Da. Da, unde-l prins? Unde-l prins? Nu-l prins. Dacă ai zis numai la drumului, cu căruța cu gunoaie, ai penalizat. Zil, treci în mașină la mănăstire și te termin de cafeaua până la mine la poartă. Nu, asta ține și de gradul de civilizare. Plus, am anunțat, avem platformă de saltele, covoare, ce nu-i mai trebuie omului și în continuare le duc în scutar. Ați mai pomenit așa ceva. Deci avem platformă la avem platformă. Și o duce la babă, la La ce te duci până în scutarul când poți să-l lași la sector? Am tot anunțat, am făcut și pe Facebook. Avem platformă de preluat toate aceste deșeuri voluminoase. Aduceți-le oameni buni la sector. Nu știu. Atunci ajutați-ne dumneavoastră și ajungeți la oameni. Măi, dacă ai ceva în casă, poți să duci la sector. Nu te mai duc cu căruța până... La școală, cum se afișează toată aia, ai făcut o afișare, măcar cum a fost că este frumos să se rezolvă. Nu știu. La magazin, de la magazin. Nu știu, degeaba. Nu, deci există tendința să spui, nu, eu nu vreau să duc la sector, vreau să arunc așa. La plunca ei. Nu știu. Și foarte bine, de să știți, ați spus că e problemă cu toate. Părerea mea personală, știu că nu sunteți de acord, că am văzut că spuneți prin lege, dar trebuie găsit o soluție și pentru oameni ăștia. Dacă îi știți, chemați-i oameni, cu polițistul de aici, haideți să ne matriculăm, găsiți o soluție să dea oameni undeva. Deci nu avem cum să ne matriculăm în afara legii. Nu dumneavoastră. Dar e trebuie să ajungă la rama. Dumneavoastră nu aveți cum să mai, nu sunt mai mulți la primărie. Dar poliția poate să rezolve treaba asta. Avem și poliție. Avem? Avem. Cu numele. Asta nu știu, doamne. Cu numele. Mă chinui de ceva vreme să rezolvăm problema comunei noastre, deoarece de multă vreme suntem fără și am făcut adrese peste adrese. Suntem fără poliție la postul de poliție. Deci, avem un singur, deci a fost până acum Maxim, care dacă tot venea timpul de pensie, pașul lua medical, pașul lua o dignă, pașul lua ceva, era ca și cum n-ar fi. Corneciu, agent de poliție adjunct și s-a dus în creștere copil. Următorul, când au văzut că am rămas fără ăștia doi care erau tot timpul plecați, au trimis o domnișoară agent, nu am nimic cu fata, eu trebuie să-și vadă și ea, dar ea este din Botoșani, înțeleg că deja face demersul să plece înapoi acasă, deja în momentul ăsta suntem fără poliție. Da, chiar suntem foarte bine, în afară de familia Coman care le face probleme, chiar suntem bine. În rest, o să mulțumesc cetățenilor, Doamne ajută să rămâneți la fel de bun și bun pe viitor. Pentru că, de ceva vreme, noi nu avem poliție. Și fac demersuri peste demersuri și nu reușesc să ne găsească un agent care să-l aducă să rămână la noi în comun. Nu vrea nimeni să fie polițist aici. Da. Vă înțeleg că vor, dar nu-i lasă să plece. Ce de la Stefan să vă nu domnul Tapala care ce m-a spus. Apropo de ultima stică, s-a mai spus că m-a întrat cu locul greu. Mai bine sau mai bine, pentru apropo fărul Dulci de formatare, de formatare de tot. Au mai fost cetățeni care au făcut și doamna Camila a indicat problema. Care îi fac șanse în proteje și cerul. E tot rău că stă în față. Deci, acolo avem o problemă. Și s-ar putea ca în scurt timp să ne întâlnim, să majorăm și acolo un pic. A venit războiul ăsta peste noi, că de fapt Ucraina era cei care trebuiau să... Deci când am pornit acel proiect, pe un model din Ucraina s-a pornit proiectul și știam că reușim să ne oferteze cineva. Din păcate, prețurile au sărit. La prima licitație n-a venit nimeni,
Suntem la a doua licitație, dar suntem în, acum, încă nu încheiată. Am cerut clarificări de la cel care ne-a ofertat că sunt niște inadvertențe. A doua problemă. S-a zis la părinții, mai degrabă problema cu mașinile cu urmele care trec cu tonajul peste podul de la Ghiuna. 7 tone, astea au 50 de tone. Am făcut și poze și am transmis. Inclusiv la siguranța circulației, prefectură. Inclusiv asta am transmis. Deci e foarte periculos. Referitor și la asta, a trebuit prins un proiect făcut de trotuarul de la intrare în Lupești până... E foarte periculos. Apropo de ATV-ul, ATV-ul este nimic pe lângă unul de-asta dacă se rupe. Da. De intră în balans. Am cu cineva în mașină la Lupești, apropo de asta, așa de așa. Știu, le-am făcut inclusiv poze. Și am transmis Consiliul Județean, Poliție, peste tot am transmis. Pe drum comunal. Deci, poliția aducătorilor, se iau un sfârșit cu astea. Vă pot arăta, am făcut la siguranța în circulație la IBJ. Deci, să sunt mașini care vin până la departe la SEM, care vă le rând de preiect, deci, inclusiv imagini cu acele mașini l-am transmis. Inclusiv imagini. Le-am pus și restricția de tonaj în poze, să facă care restricția și le-am pozat inclusiv mașina. Și nu doar de servicii, le-am exploatare, sunt camioane, domnul Lazar, în casa a patra, a venit cu palat, cu piatră, bulvardea moartă, vin din trei municipii. Scriu, cred că, adrese în fiecare lună și iau pe rând. Consiliul Județean, Prefectură, Drumuri Județene, Poliție. Vă pot arăta corespondența. Dar cineva de la mine din curte, eu trebuie să fac adrese, nu am un post progres? Nu. Nu. Nu-i drumul meu. Nu pot să... Dar cine sunt eu? Cine suntem noi să ne ducem pe drum, să oprim? Dar nu se poate face așa. Spuneți, cine suntem noi? Cum să-i oprești? Domnul consilier, dar nu mai suntem la 1907. Ieșim cu furcele, ce faci? Este semn. Este semn. Deci eu asta am și scos în evidență prin adresele care le-am trimis. Nu există în cazul în care se va prăbuși acel pod, toată zona respectivă rămâne izolată. Inclusiv asta am spus. Am profitat de necazul celor de la Roma, da? Inclusiv adresă. Așteptați un al doilea caz. Roman sau cum schema în localitatea aceea, că nu mai mi-aduc aminte. Da? Ca să puteți veni să lucrați, inclusiv la modul acesta imperativ am făcut acele adrese. Din păcate, nu, alte pârghii nu avem la îndemână. Decât scris. A fost într-o ședință, am făcut, au adrese, i-am comparat. Omule, lasă fără carne de pe tot. Nu, 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 nu,